on video no despre site-ul X10 platform. În acest video vreau să spun că deja a doua zi cum s-a deschis posibilitatea de cumpărat pachete. Eu azi am cumpărat în a doua zi, deoarece am așteptat careva confirmări de plată și am găsit un video cu plată care deja primită după prima zi de lucru. De pildă, cum și-am presupus eu, în timp de o săptămână investiția se întoarce. O persoană care a luat, de pildă, pachetul de 97, în prima zi a primit $22. Deci, dacă luăm undeva în 5 zile, $100 se întorc. Pe urmă, deja vine venitul curat. Cine nu știe, sunt 4 pachete care ne aduc minim 10 ori mai mult decât am investit. Deci, eu deja am cumpărat pachet. Deci se vede, account este activat la mine. La fel, este diferență față de ceea ce vedeți voi care încă n-ați activat. De pildă, la mine, în interior, este un ecran unde online CryptoTrader TV este inclus în engleză, unde se fac careva școli sau poate arată ei cum fac vânzări. Deci platforma dată lucrează în Bitcoin, deci face vânzări pe diferite burse. Acum, la mine, de pildă, pachetul deja este activat, iar la voi va trebui de făcut activare. Acum o să arăt cum facem acest lucru. Deci, uitați-vă. La voi trebuie să fie pachetul activat în direcția activat în My System. Când apăsăm pe acest buton, noi trecem la pachete. Unde sunt 4 pachete? X10 Go, Perma Plus, Pro și Ultra. Uitați-vă atent la diferență care ne aduce nou în venit. De pildă, prim pachet de 97 ne aduce minimum $1000. Iar următor pachet de 197, el ne aduce minimum 2500. Practic, el cu jumate de mii mai mult ne aduce ca aceasta. Deci, dacă aici luăm $200, două câte 97 de pildă noi, mai puțin avem venit decât din unul din acesta. Iar dacă luăm de 397, aici e invers. 4 pachete de acestea ne aduc mai mult venit ca 397. 3000 jumate, iar 4 ne aduc 4000. Deja acesta de 997, el aduce 14000. Deci acum e startul și vă recomand la început să intrați căci mai repede o să întoarceți banii și ca regulă care între primii sau la început cam toate proiectele plătesc. Ca să dovediți într-o săptămână, două, să ieșiți în plus. Deci asta e ideea. Pe urmă deja mulți așteaptă din tăi proiecte să lucreze, să fie cunoscut, trece câteva luni. Jumătate de anul am și pe urmă el dăm când practic se închide, abia am tras. Și de ce în care regulă și mulți își pierdeți?
Deci, unde riscul este foarte mare, astfel de proiecte, ele sunt riscante. Deci, ei trebuie la început, de intrat, acum, după ce ați luat pachetul, ați apăsat butonul acesta, care n-ar fi, și intrați la direcția de completare a datelor, unde sunt două direcții, dar prima introducem datele noastre, nume, prenume, indexul poștal, țara, alegem de unde suntem și apăsăm pe Next. După ce am apăsat pe Next, la noi apare, uitați-vă, informații de ce pachet avem, ce sumă. Mai jos sunt două butoane, apăsăm pe primul buton, Place Order. Asta eu am arătat în video precedent, încă nu puteam cumpăra, dar am explicat că se poate cumpăra. Acum, după ce am adunat suma necesară, că trebuia din Bitcoin și a luat ceva timp. Deci, după ce am apăsat acolo pe Place Order, se deschide așa ceva, unde pagina este lungă, deci eu am reușit să o fac screen în 3 părți. Deci sus este informația despre numărul orderului, de plată, data, sumă. Și mergem în jos. Mai jos sunt variantele de plată. 4 monede. Dash, Litecoin, Bitcoin Cash și Bitcoin. Eu am lăsat Bitcoin că am adunat Bitcoin. Mai jos este informația ce sumă face pachetul nostru. Deci o copiam suma aceasta până la ultima cifră și o trimitem pe acest portofel lor. Deci atenție, este așa ceva. Un site sub denumire blockchain.com, unde când intrăm pe el, se poate de făcut căutarea portofelului și să vedem care e situația cu plata, a intrat ori n-a intrat. Portofelul nostru, din care noi facem plata, îl plasăm aici și apăsăm pe căutare. Citem la căutare și ne apare informația cu portofelul nostru, de pildă. Eu am căutat la mine portofelul meu să văd care e situația după ce am văzut că este o confirmare, cel puțin. Am trecut la pasul următor, care presupune apăsarea pe butonul acesta albastru, că am făcut plata. Deci până nu avem acolo câteva confirmări, nu apăsăm pe butonul acesta. Deci asta scrie că după ce plata s-a dus, apăsăm pe butonul acesta ca ei să verifice. Ei verifică. Deci asta se face automat. Apare așa o inscripție că plata aceasta a fost primită cu succes. Suma aceasta care o trimiteți lor, comisionul pentru transfer, îl plătiți aparte. Deci el nu trebuie să scadă din această sumă. Că atunci nu o să luați pachetul. Să nu vă blocați. Că unii socot cu comisii, cu altele și nu trebuie împreună, dar trebuie aparte, curat, suma aceasta lor să ajungă. Care este indicat aici? Până la ultima cifră. Deci nu trebuie să rotungiți ori. De ce o luați cu rezervă în portofel unde aveți acolo? Nu depinde dacă aveți portofel în blockchain aici. Orice portofel Bitcoin de pe care faci plata, îl plasați aici și căutați tranzacții. Deci acest site, el are statistică la toate portofelele. Acum, după ce ați făcut plata, când ei sunt confirmate, intrați aici și vedeți că ei sunteți activat. După aceasta, deja pe parcursul la 24 de ore, o să înceapă să vină plăți. Deci ele nu vin
În sumă, dar vin cum fac vânzări. Deci au făcut vânzări ceva acolo, operație. Și de pildă aveți $5, v-au transmis. Pe urmă, pește câteva ore mai au ceva, iar încă vreo 5. Deci așa, în sumă, o persoană care am văzut-o video, i-a intrat $22 de pildă din prima zi. În altă zi poate fi mai puțin. Deci acolo depinde cum fac vânzări. Deci asta e un robot care lucrează online. Sistemul este, uitați aici, live system. Unde se vede tranzacțiile care se fac. Cu roșu este vânzare, cu verde cumpărare. Și diferite burse cu care ei lucrează. Deci au ei un program, un algoritm, eu nu știu cum lucrează, nu asta ne interesează. Principalul să vină plata. Deci e cât mai repede începeți, cât mai repede o să ieșiți în plus. Cam atât ce am vrut spun, numai bine.